Salut și bine ai venit! Hai să discutăm despre mașini hibride, când merită să cumperi sau când merită să aștepți să te orientezi către alte mașini. Mașinile hibride, în prezent față de cele clasice, au două mari probleme. Primul este legat de greutatea mașinilor, fiind plasate pachetul de baterii și acel mic motor electric, iar a doua problemă este legată de autonomia lor. Mercedes a anunțat recent că va lansa modele hibrid ce au autonomie de peste 100 de km, în anii ce vor urma. Partea proastă la greutatea mare a multor mașini hibrid este că sistemele lor de frânare sau cele de suspensie sunt exact cu cele provenit de la mașinile de serie, care nu au sistemul hibrid. Acest lucru poate să cauzeze defecțiuni mai dese și reparații mai scumpe, având o greutate mai mare de suportat acele piese. Motivele pentru care sunt iubite mașinile hibride sunt 3 la număr. Primul motiv este taxe și impozite mai mici. Poți să cumperi o mașină de 3 litri sau 3,5 litri motor, având sistem hibrid și plătești taxe ca și cum ai avea o mașină de sub 2 litri motor cilindre. Celelalte două motive sunt legate de ecologie, mașina funcționând electric în anumite situații în oraș și ai un boost la accelerație atunci când apeși accelerația puțin mai tare. Care este cea mai mare problemă la mașinile hibride pe care majoritatea posesorilor de hibride încă nu o știu sau dacă au aflat-o, au aflat-o pe propria piele? Mașinile hibride au fost proiectate ca să fie conduse aproape zilnic și nu doar de zile mari sau doar o dată pe lună scoase câțiva kilometri la plimbare. Dacă o să cumperi o mașină hibridă și ai de gând să mergi foarte puțin kilometri cu ea și mergând doar din când în când, ai șanse ca să descarci bateriile sistemului hibrid. Aceste baterii se vor încărca destul de greu și ai ocazia ca pe viitor să le descarci la maxim încât ele să nu mai poate fi încărcate. Hibridele plug-in, cele cu încărcare la priză, sunt mult mai bune decât hibridele clasice, pentru că acelea îți oferă posibilitatea să încarci oricând vrei bateriile de la orice sursă de curent, oriunde îți dorești. Dacă ar fi să alegem între un hibrid plug-in cu încărcare la priză și un hibrid clasic fără încărcare, opțiunea numărul 1 ar fi hibridul plug-in. Are avantaje mult mai multe decât cel fără încărcare la priză. În prezent, cele mai performante mașini hibride merg maxim în viață reală 35-40 de km. Însă dacă ele sunt cu încărcare la priză, plug-in, încărcând des mașina la priză, poți să ai o economie de combustibil destul de considerabilă. Una dintre cele mai mari probleme pe care le-am întâlnit deseori la mulți clienți a fost întrebarea: merită să cumpăr o mașină hibrid ca mașină pentru toată familia sau cumpăr ca a doua mașină sau am pentru familie și plimbări în weekend? Contează foarte mult câți kilometri faci, unde mergi și pentru ce vrei să folosești mașina. Dacă mergi foarte mulți kilometri în oraș, poți să cumperi o hibridă plug-in cu încărcare la priză și o să fii mulțumit. Însă în alte situații nu garantezi gradul de satisfacție. În afara orașelor, hibridele consumă la fel de mult precum mașinile clasice. Având greutate mai mare, la viteză mai mare, consumul evident va fi mai mare, iar bateriile se vor descărca foarte rapid. În primii kilometri, bateriile vor fi complet epuizate, mergând la fel ca o mașină clasică. Dacă tu ești omul care merge foarte mulți kilometri în afara orașului, în momentul de față încă nu merită să-ți cumperi o mașină hibrid sau hibrid plug-in, pentru că consumul de combustibil nu este mare lucru în avantaj față de o mașină clasică. Majoritatea oamenilor nu au bani să-și cumpere o mașină nouă, hibridă, plug-in sau hibridă normală, motiv pentru care aleg tot o mașină second-hand. Ca mașini second-hand trebuie verificate foarte bine cum se prezintă sistemul hibrid, bateriile și ce stare de sănătate au acele baterii, cât la sută, procent de viață mai au în ele. O altă problemă ce poate să fie la mașinile hibride este costul reparațiilor la sistemul hibrid. În caz de defecțiuni, aceste sisteme se repară destul de scump și rar o să scăpi la cheltuieli de sub 700-800 de euro. Asta în cazurile cele mai fericite. Dacă o să fie nevoie să schimbi jumate din baterii sau toate bateriile la acea mașină, costul ei va fi mult prea ridicat și mai rentabil este să vinzi mașina, să scapi de ea, iei ce iei pe ea și să-ți cumperi altă mașină, punând la tine diferența de bani până la mașina care ți-o dorești. Vreau să-mi spui în comentarii părerea ta, ce fel de mașină preferi? Hibridă, hibridă plug-in, clasică normală cu motor benzină, motorină sau chiar una electrică? Mulțumesc pentru vizionare, drumuri bune și atenție mare la condus! Pe curând!